Amazon s-a hotărât să intre și pe piața de căști audio. Probabil o mare influență asupra acestei decizii a avut și faptul că Beats a fost cumpărat de către Apple. Căștile pe care vi le voi prezenta astăzi se cheamă Level On și fac parte din seria Level împreună cu Level In, Level Box și Level Over. Haideți ca mai întâi să vă arăt exact ce conține cutia lor. Aceasta este cutia, care arată tare drăguț. Are și un mânere aici. Se deschide așa, este bază de magnet. Înăuntru avem o pusă, să zicem, sau... A, ceva în care se vă ține căștile, care arată tot așa foarte drăguț. Armoar. Se închide cutia. Samsung. Să vedem ce este înăuntru. Bun. Avem așa, căștile pe white fur, foarte drăguțe, cu piele maro, drăguțe, dar o să vorbim imediat despre design. Așa, și mai avem și firul. Așa. Care este destul de lung, are 1,20 de centimetri. Și pare foarte rezistent. Cu siguranță, nimeni nu poate spune că aceste căști nu arată superb. Ele sunt disponibile pe alb, dar și pe negru. Deși acest alb este mai degrabă un crem foarte deschis. Pearl white, ca să fiu mai precisă. Până și cutia arată bine, iar căștile vin și cu o carcasă tare drăguță pentru transport. Pielea este de calitate, foarte fină la atingere și arată minunat în combinație cu albul căștilor. Din păcate, pare și un pic cam subțire. Nu știu cât de rezistă în timp. Eu le am de 4 zile, le-am folosit zilnic și până acum arată impecabil. Căștile sunt din plastic și au partea aceasta metalică, care arată bine și le oferă și o mai mare rezistență. Le face mai robuste. Partea bună la faptul că sunt din plastic este faptul că sunt foarte ușoare. Căștile se așează foarte bine pe cap. Desigur că mărimea se poate seta. Așa e la minim. Așa la maxim. Mie una mi-acoperă perfect urechile și nu mă incomodează dacă le țin foarte mult timp. Se pot strânge un pic și astfel devin mai ușor de transportat. Se strâng foarte ușor și își devin la fel de ușor. Okay. Firul de 1,20 cm se poate detașa de căști. Vedeți? Este separat. Ceea ce consider eu a fi un mare plus. Astfel, evitați să trageți prea mult de el. Știți că de obicei la căști primul lucru care se strică este firul. Modul în care se montează, precum și calitatea și grosimea lui, îmi oferă încredere că nu prea sunt șanse să se strice curând. Vedeți? Puteți să umblați la el cât doriți, să-l învârtiți, să-l... chiar cred că o să reziste mult timp. Pe fir este așezat și un controller pentru volum. Vedeți? Dar cu care puteți să schimbați și melodia, să puneți pauză sau să răspundeți sau să răspundeți un apel. Este controlorul. Desigur, căștile puteți pune ori așa, controlorul mai aproape de ureche, ca să fie mai ușor de ajuns la el, sau puteți să le puneți invers. Da? Controlul mai aproape de telefon. Cum vreți voi. Și acum, cel mai important, calitatea sunetului. Difuzoarele au 40 de mm. Ceea ce este, hai să spune, standard pentru astfel de căști. Diafragma este în strat dublu și oferă un bas mai puternic. Căștile sunt create pentru a fi utilizate de către consumatorul obișnuit, care vrea doar să asculte muzică. Nu sunt pentru gaming sau pentru studio. Calitatea sunetului este foarte bună, deși la sunetele foarte înalte distorsionează un pic. Desigur că sunetul diferă foarte mult și în funcție de device-ul la care sunt conectate.
Dacă sunt conectate la un smartphone, se aud ceva mai încet. Adevărata lor calitate se aude abia când sunt conectate la un PC, preferabil la unul care are și o placă audio bună. Eu am testat împreună cu Asus Vulcane Republic of Gamers. Da, știu, nu prea pot să compara căștile de gaming cu cele audio, dar doar pe acestea l-am avut la îndemână. Level On au un bas mai puternic și mi se par chiar mult mai comode. Ca să nu mai zic că un design care îți permite să le porți și pe stradă. Dar după cum v-am zis, sunt create cu scopuri total diferite. Și cele de la Asus sunt căști foarte bune și foarte apreciate. M-am bucurat să văd că nu există diferențe la calitatea sunetului. Îmi pare tare rău că nu pot să vă demonstrez exact care este calitatea sunetului. Eu acum o să pun o melodie, dar desigur că nu o veți auzi la fel ca atunci când aveți căștile pe urechi. Haideți să vedem. Dăm din ce în ce mai tare. Vedem cum se aude. Cum este la 30%. 50%. Și 100%. Se aud foarte tare, nu? Și asta nici măcar nu l-aveți pe urechi. Este zgomotul exterior. Dar, nu mai încet un pic ca să ne înțelegem, acest sunet exterior este atunci când nu aveți căștile la urechi. Cum puneți căștile? Cum sunetul scade foarte mult. Da? Deci, acel noise cancellation sau soundproof-ul este foarte puternic. Știu, tot folosesc cuvântul foarte, dar chiar așa este. Încă o dată. Acum sunt la 45%. Haideți să dăm la 100%. Vedem la să mi le pun și eu, ca să vedeți. Asta, nu? Acum să vorbim și despre un alt aspect important. Prețul. Samsung Level On, adică aceste căști, vor costa în jur de 200 de euro. O sumă destul de mare. Dar sunt ceva mai ieftine decât marca concurent, Beats. Acum depinde de fiecare dacă este dispus să ofere așa o sumă pentru o pereche de căști. Sper să reușesc să testez și căștile Level Over de la Samsung. Acelea sunt Bluetooth, au 4 microfoane, difuzoare de 50 de mm și un sunet mult mai bun, dar și costă ceva mai mult.